Cu regret, dacă va fi derularea situației cu achizițiile de gaze, eu spun că va fi o înrăutățire a situației materiale a fiecăruia din noi, fiindcă, bine, până în luna martie vom consuma aceste gaze. Să presupunem că vom economisi, dar oricum ne vor lovi la buzunar pe toți. Și acest lucru vorbesc că nu va avea posibilitatea să fie recuperat, fiindcă sunt bani care se plătesc pentru un serviciu care nu se recuperează, nu este achiziționarea unor mărfuri care, pe urmă, mă rog, ar putea să aducă careva venituri. Și, în continuare, acest preț va influența asupra produselor și, cel mai grav, că asupra produselor de primă necesitate. Ar putea să urmeze. Vedem și scumpirea carburanților. La fel. Este zilnică, la fel este doar în sus. Deja benzina este la 22-23, motorina este la 19 și înțelegem că nu se va opri aici și iarăși nu înțeleg noua guvernare de ce până în prezent nu a demis conducerea ANRE-ului. Cu toate că în Parlamentul precedent a fost o votare unanimă, practic în Parlament, cu îndemnul ca conducerea sau acei directori din ANRE să plece în demisie. Pe alte structuri s-a aplicat presiune, anume pe structura aceasta nu s-a aplicat. De ce? Dar care ar chiar fi nu înțeleg. Lămurirea noastră? Eu cred că le mai trebuie la moment. Și acolo sunt majoritatea foștii sau actualilor colegi din precedentele partide în care ei au fost regăsiți. Luați toți directorii de acolo și ei sunt toți colegi de partid ai actualei guvernări.